Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Este senzațional faptul că astăzi concurenții vor fi jurizați de membrii familiilor lor. O să fie interesant, pentru că se poate întâmpla ca, nu știu, mama, tata, sora, iubita să-ți dea ori o notă mare, ori să dea cotile de pământ la modul cel mai frumos. Bună seara tuturor! Bună seara! Ne bucurăm foarte mult că sunteți alături de noi într-o seară atât de importantă pentru noi, dar mai ales pentru concurenți. Ei nu știu că sunteți aici. Așa că surpriza va fi cu atât mai mare. Este foarte emoționat și tot mă uit după pereții ăștia încercând să-l zăresc pe undeva, dar nu. M-am simțit cea mai mincinoasă persoană în viață zilele astea, încercând să nu-i dau nimic de gândit și sper că nu și-a dat seama. Mesajele voastre i-au emoționat foarte tare, dar sper că le-au dat și putere și energie bună. Sperăm. Cum vă simțiți? Bine. Emoționat? Un pic emoționat? Mă simt foarte bine. Sunt puțin șocată, puțin uluită, dar mă simt foarte, foarte, foarte bine. Sunt mândră de el că a ajuns până aici, că eu am putut să vin și să-l susțin așa. E o seară foarte importantă. Sunt foarte multe emoții în bucătărie, dar tot ce au făcut cu drag și au folosit toate amintirile culinare. Vreau să vă spun la această probă, pentru că a fost într-adevăr o probă specială, așa că în momentul în care o să primiți farfurile, veți primi efectiv o bucățică din ei, din copilăria lor. Pentru mine e foarte emoționant să fiu jurat când știu că Valentina a ajuns atât de departe. S-ar putea să-i recunoașteți în farfurie, din cauza asta, mai ales mama aia bombonica. Eu sunt cea mai tânără de aici. Să vă cunosc, doamnă. Sunt cea mai tânără eu de aici. Ne sunteți dragă încă de dinainte să vă vedem în fizic. Atât de mult și așa de frumos a vorbit băiatul de dumneavoastră. Am puține emoții, normal că e nepoțelul meu cel mai mare și-l iubesc și știu că e un învingător. Sperăm să vă păstrați obiectivitatea, chiar dacă știu că o să încercați să-i recunoașteți în farfurie pe cei pe care îi susțineți. M-a simțit puțin cam ciudat să-i fi dat o notă mică, dar notele se dau pentru gust și plating. Adică cine merită să ia nota mare, ăla să fie. Va trebui să gustați câte 3 din fiecare farfurie. Nu am putut să îi punem să facă atâtea farfurii pentru că lucrează de unii singuri și n-au avut mult timp la dispoziție. Matias, tu știi cum e? Știu cum e. Nu mă așteptam să am emoții și pe partea asta a bucătăriei. Matias a fost la noi în concurs, a intrat în echipe și s-a împrietenit cu unul dintre concurenți, atât de tare încât acum a venit să-l susțină. Eu n-am avut încredere în mine inițial în emisiune, mereu făceam câte o farfurie, ziceam, sigur, nu trec cu asta. Și a avut el mai multă încredere în mine decât am avut eu în mine și atunci ne-am lipit. Am gătit împreună, am plâns împreună, adică dacă n-ai un Riki, cumpără-ți. Eu iau 5, că e numărul meu norocos. Eu iau 3 ziua în care m-am născut. Pun farfuria pe bandă veselă, zâmbitoare, pentru că știu că la proba asta cu siguranță o să iau punctaj bun. Tu ai făcut tot pui cu ciuperci? Nu, eu am făcut ciulama. La Ștefan în farfurie am văzut o balotină de pui și niște ciuperci. Mi s-a părut ciudat că văd ciuperci King Western în copilăria cuiva. În copilăria mea nu exista așa ceva. Pentru mine este gustul copilăriei mele în farfurie, se regăsește, doar că m-am jucat la texturi și m-am jucat la felul cum arată farfuria. Nu este o farfurie clasică. Las-o, dracu, că măta mare nu știa să facă ou confiat. Dacă îi spui de ou confiat, se uită la tine ăștia la înjurături. Ce dracu e la maică? Sunt foarte mulțumit de gustul pe care l-am pus în farfuria aceasta, chiar îmi place foarte mult. O singură chestie nu-mi place, mi se pare că carnea de vită e un pic tare. O să aveți de gustat din 9 farfurii. Vine mâncarea! Semifinaliștii! Vine banda, dar de data asta ești de partea cealaltă a benzii. E monstru! Pe partea e oribil, nu-mi place. Acolo e oribil, nu? Nu vine să cred că trăiesc asta for real cu banda. Sunt șocată, da. Rolul de jurat mi se pare destul de dificil în situația în care suntem, adică tot te gândești că nu vrei să dai o notă proastă persoanei pentru care ai venit aici. Cum, Dumnezeule, să o ghicesc? Sofisticate. Nu știu. O căutați pe a lui Alex? Dacă aș ști care e a lui Alex, aș mânca-o toată. Dar nu știu care e. O să vă rog să luați farfuria cu numărul 1. Mulțumesc frumos! Mie îmi place foarte mult, mi-a ieșit. Mi-aduce aminte de copilărie, ciula mama, cu mămălica, cu puțin bacon. Chiar sunt mândră de farfuria mea. E bunicuță, bunicică. E bunută. Mie îmi place percele. Da, e clasic childhood. Da. Nu e nimic. E și din comună. Are și pui sau sunt doar ciuperci? Mă, după cum e, se pare că are făină. Picam prea făinos, dar îmi place gustul din farfurie, faptul că, uite, n-a pus o bucată de carne aici, mă face să respect mai mult farfuria asta. Deci cred că e prima ciulama pe care o primim. Ciulama adevărată. Ciulama adevărată, știi, fără smântână. Cum vine asta ciulama cu bacon? Dar ce are, mă, dacă are bacon? Păi eu n-am mâncat niciodată ciulama cu bacon. Uite, prima oară. Dar îmi place că este ciulama și nu are smântână aia de gătit, așa, în care ai ciuperci și smântână de gătit și zici că e ciulama. E gustoasă. O ciulama de ciuperci, cinstită, gustoasă. Mie mi-a plăcut, sincer. O mâncare de-a noastră, obișnuită. Mi-a plăcut foarte mult ciulamaua de ciuperci cu mămăligă. Este ceva ce mâncam în copilărie. Îmi plac ciupercile foarte mult. Eu pentru asta dau 5. Pentru asta i-aș da un 4. Exact de 4, da. Eu 4 și la asta. Eu i-aș da un 3. Bă, ăsta e Matias. Ăsta e Matias. 4. Uite, m-a nimerit-o Matias. 4. O farfurie corectă, îmi place plating-ul, ciulama, mămăliga e făcută, e ok. Nu mi-am adus chiar atât de mult aminte de copilărie. Pentru cei care sunt pe partea cealaltă a bancului și care jurizează, e o situație ciudată, pentru că pe mâna lor trimit sau nu trimit mai departe cu punctaj mare propria familie. Acum o să trecem la preparatul cu numărul 2. Clar am gustul de acasă în farfurie, numai că e construit altfel în farfurie. Dar ce e? Zgârcios așa, nu știu ce să zic. Eu nu am văzut în copilărie chestia asta, sau poate după ce o să o gust îmi dau seama. Da, da, e... diferă. E Ștefan ăsta, mă, dar zgârci asta, adică doar cu ruladă, nu știu ce să zic. E aceeași pulpă de pui, da. Aceeași pulpă de pui. Nu vreau să vă supărați pe mine, dar eu o să-i dau 1. De ce? Pentru că n-a fost în probă, a pus trufe. Nu poți să-mi spui că ai mâncat trufe când erai mic, lasă-mă în pace. A pus trufe? Păi uite-te că e plin de trufe, pasă, de ce să faci treaba asta? Sunt gelos pe acest concurent, la mâncarea de acasă e cu trufe. Unde, mama, n-ai vii trufe acasă? Hai, mă, pe bune. Clar că este Ștefan, că ne-a mai făcut toată farfuria asta. Data trecută a făcut-o superbă, a făcut-o spectaculoasă. Dar parcă prima mi s-a părut mai gustoasă, dar nu dau seama de ce. Da, ce aminte că m-am aplaudat, asta e încă tare. Nu e tare, nu e tare. Nu, e ok, capul e ok. Carnea e fragedă. Dar parcă aia avea gust, parcă era mai gustoasă aia, nu știu de ce. Față cealaltă, nu. Are altă combinație de gust față de aia pe care a avut-o atunci când a făcut-o pentru prima oară. Sosul, da, nu se ridică la nivelul ăluia, dar puiul, în sine, este foarte bun. Carnea a fost foarte bine gătită, deși a avut chestii puse la interior. Chiar mi s-a părut o farfurie foarte gustoasă. Mai trebuia un pic de sare, după mine, da, să stric eu nota. Cine mânca ciupercile astea de lux când era mic? Nu știu. Cine a crescut la... Bunuță, dar un pic cam grățoasă pentru gustul meu, iar ciuperca aia, sigur, n-am văzut-o în toată copilăria mea. Adică noi aveam ciuperci, altfel de ciuperci în copilărie. Doi? Opa, așa? S-o fi luat de trufe? 4. Wow! Bun. Mulțumesc! Bă, cam așa e. 4. Prietena lui i-a dat 5. Ne-am recunoscut gustul lui Ștefan. A fost un preparat foarte bun la gust și, evident, l-am punctat maxim. Putem trece la degustarea farfuriei cu numărul 3. Că voi aveți curaj să mușcați din ceapa aia, eu o să iau din ardeiul la iute. Prefer ardeiul iute decât ceapa. Combinația toată să le amesteci, să-ți faci o lingură perfectă, e curcubiu pe cerul gurii. Nu că e făcută de mine, dar asta este adevărul. Este o farfurie foarte, foarte bună. Mi se pare bună și asta. Adică asta e cea mai bună din primele 3. Da. Cam mămăligă. Asta e cea mai bună ca mămăligă. Cine e aici? Hai să gustăm, hai să vedem. Nu știu. S-ar putea Narcisa? Poate fi Narcisa. Poate fi. Stai așa, că stai că gustăm. Nu e Narcisa. Ia, pe tocăniță așa? Da, uite, asta pare cumva gustul de acasă. Tocana asta de cartofi e bună. Singura chestie care mă deranjează din această farfurie este ardei iute acolo tăia pe jumate, ceapa crudă și mămăliga cu cartofi cumva, cred că-s două farfurii într-una. Deci nu înțelegeți ceva. Vă aduceți aminte de tocanai? Da. E de 4, nu e de 5. Uite, și are o chestie ciudățină. Nu, asta e de treia, m-am spus sincer. N-am nimic. Nu mai e la nivelul ăla, bă. Nu mai, dar știi ce se întâmplă cu ea acum? Au emoții. Emoții, mă. Asta nu se compară cu aia. O tocăniță așa, bă, sare mai deloc. Nu e sărată. Adică aș mai adăuga sare aici. Nu știu, poate mănânc eu mai sărat. Nu, puțin mai și din punctul meu de vedere, mai trebuie un pic de sare. E cam lipsește sarea, cam peste tot. Dacă sarea era super ok. Nu trei. Nu e, mă, nu e, bă, să știi că bărbasul, dar bărbasul știe ce gătește dacă mâncarea, nu? Știi ce, nu e, n-are cum, că nu gătește așa Narcisa, cred că știe. E posibil. Nu e bună, îmi place. De până acum, mie asta mi-a plăcut cel mai. Doi? Doi. E cam de trei, așa. Cam pe acolo. 5, ia uite. Deci la pui 2. Și la asta 5. Și la asta 5. Am dreptate. Farfuria cu numărul 3 mi-a plăcut foarte mult. Este gustul clasic al copilăriei. Mi-a plăcut, de-aia am și punctat-o la 5 puncte. Degustarea preparatelor din prima probă a semifinalei continuă. Misiunea celor așezați în postura de jurați este una foarte grea și nu pentru că nu pot influența numărătoarea, ci pentru că, înainte de orice, toate farfuriile sunt gătite cu drag pentru cei dragi. Toate vor fi punctate cu multă subiectivitate. Putem acum să trecem la degustarea farfuriei cu numărul 4. Deja încep copilăriile celor bogați. Sper să fie un preparat pe gustul juraților, sper să le aduc aminte de copilăria lor, să înțeleagă ingredientele și felul cum au fost tratate și sper să fie un punctaj maxim. Mamă, ce interesant aici. Da? Asta sigur e prietenul tău. Da, și eu l-am vizat. Nu? Da. Rikito Watanabe. Dacă nu e Rikito Watanabe, leșin. Deci pică culoarea după mine. Asta nu știu ce e. Eu nu vreau să cuci din nou, că nu mi se pare că e făcut. Aș vrea să cresc și eu în familia asta așa, care de-aia fumat. Îmi dă de mic copil așa, file de berbecuți. Acum am și o întrebare. Un albuș de ou. La care aș vrea să-mi răspundeți sincer. Ia zi. Nu vreți să vedem farfurii care să încerce să iasă un pic din zona de confort de acasă? Păi nu, de ce să ieși din tema asta, Florin? Că nu e vorba despre ieșire. Nu e tema, au ieșit până acum din confort. Până acum au ieșit ai tăi de toate confortul. Clar, cine a făcut farfuria asta a încercat să facă ceva mai mult decât ar fi trebuit să facă. Nu poți să-i spui tocăniță unui preparat care nu are treabă cu tocana. El e gătit separat, toate sunt gătite separate, puse într-o farfurie, nimerești sau nimerești gusturi. E elaborată, dar nu știu să zic de temă, nici pe gustul meu. Nu are treabă cu copilăria noastră, cred. Este o farfurie pe care n-am văzut-o în copilăria mea, nici în adolescența mea, nici în tinerețea mea, nici în prezent. Dar mi-a plăcut. Gusturile mi s-au părut că s-au completat cumva. E interesantă combinația. Da, și că suntem, când mi-e foame mie. Deși mi se pare că are niște elemente din copilăria noastră, mi se pare că e un pic aglomerat, adică parcă persoana care a gătit-o nu a știut exact să se axeze pe o anumită amintire din copilărie și a introdus mai multe, dar a fost o farfurie bună, gusturile au fost foarte bune. MBS, mămăligă cu brânză și smântână. MBS cu miel și cu ăla. Cu miel. Mielul e gătit corect, ok, dar nu... Mielul nu e gătit corect. Așa ceva nu se gătește. N-ai mâncat niciodată. Să mor eu că mielul ăsta roz așa nu e gătit corect. La asta mă referam, nu că ar găti cineva la stână așa ceva. Și are, bă, de nu e gătit corect. Cum e gătit el corect așa, ca și carne. Acasă nu face bunica, nu face mama miel rei. Stai, mă, un pic. Sunt două chestii total diferite. Ești în 2021, ăștia sunt bucătari. Ei din principiu nu or să gătească prost o carne. O să ți-o facă să arate bine, să fie gustoasă, să fie perfecțiune. Că îi face combinația, restul combinației diferită. Aia e partea a doua. În copilăria noastră așa ceva. Lasă-mă, mă, cu copilăria, mă, fratele meu, mă, vorbim de mâncare, de farfurie. Da, prietene, proba a fost... Păi ce vrei, mă, să-ți facă carnea prăjită la ceaun? Deci tu scoți din context chestii. Care? Cătălin, foarte încăpățânat și foarte... Carnea e gătită cum trebuie, asta am spus. Carnea e gătită cum trebuie într-o altă probă. Da. Nu în probă asta. Dar cine a zis asta? La gustul copilării, când ai mâncat tu, mă... Deci eu vorbesc și eu zic, când ai mâncat tu carne, rei, când erai mic. Dar tu auzi ce spun? Un amalgam de lucruri neînțelese, de picățele, de... Nu, îmi place deloc, nu e în temă. Are Cătălin dreptatea lui. Eu am spus doar de carne, că e ok pentru mine cum e gătită carnea așa, nu e tocană, n-are nicio legătură cu tocana. Tocana, în general. Hai, mă, Cătălina, mă, ce doamne. Eu stau atât de liniștit la proba asta, când o să primești ceva japonez. Băi, Cătăline, vorbim de mâncare, o să văd fiecare. Bă, lasă-mă ce am mâncat în copilărie, eu vorbesc de copilării care pun mâna și gătesc. Gustul copilăriei, asta vreau să văd în farfurii. Nu, feng shui-ul. 2. Nu, da, bravo. Wow, corect. Miel uscat. Nu, miel uscat. Asta-ți trebuie ție acum, miel uscat. Nu, mă, nu, gustul copilăriei. Lasă, că-ți fac cadou. 3. Îți fac cadou un miel, ți-l arunc în ceaun și după aia ți-l trimit. Într-adevăr, carnea nu e rea. Dar nu e temă. Nu e farfuria de acasă. Nu ești da mai mult de 3 așa, cu indulgențe. Putem trece acum la farfuria cu numărul 5. Chifteluțe? Da. În care asta ne făcea bunica mea când eram mici. Când ne duceam în vacanța de vară, ne făcea chifteluțe marinate. La gust. A fost bună la gust. Mi-a adus aminte și de copilărie. Nu făcea chifteluțe. Chiftea îmi place foarte mult. Eu sunt și subiectiv. Îmi plac chiftelele marinate. Ai, vezi, eu dacă nu le-am făcut cu ele, nu... Cum ai zis, piureu, cam nesărat? Da. Ia să văd ce comentezi acum. O să vă spun ceva, nu face adăptare. Am bar la mampiera. Acră. În temă este, nu se pune problema, dar marinate nu sunt și sosul foarte acru. Interiorul e senzațional, sosul e problemat, iar piureul e foarte bun. Bă, de ce, mă? Mă, când faci un piure fantastic și faci 2 chifteluțe superbe la gust, bă, super. Bă, să vii cu sosul ăla de roșii, care, practic, n-ai mare lucru de făcut la el. Un pic de zăcărel. 3 spre 4 de-aș da jur. 3 cu indulgență. E ok, nu lipsește nimic. Dar pe mine nu mă duce spre copilărie. Du-te, mă. Ești gârcit. Valentina e aici. Nu, aici s-ar putea să fie... Cine, Elena? Este Valentina, mă. Narcisa. Dacă e bună, ce poți să zic? Păi Narcisa a mai fost odată. Ți-am arătat o tocana. Poate n-a fost. Ba, cu ceapă și cu ardei, iute, Narcisa e. Este într-un totul farfuria copilăriei mele și sper că este și farfuria pe care a gătit-o Valentina. Mergem să degustăm următoarea farfurie. Asta este ce numesc o tochitură minimalistă. În farfuria am o tocăniță reinterpretată de porc. Sunt foarte mulțumit de farfuria mea și sunt mândru că am și reușit un pic să o scot din tocana aia clasică, să o scot un pic mai la lumină și să o fac mult mai plăcută vizual. Dar n-are mamaligă pâine, nu? N-a avut în copilărie mamaligă. E un fel de tocăniță. Asta este... Știi cine e, da? Nu. Asta e Alex. Alex. A mai făcut el o tocană, tot așa. Acum hai să te văd. Tot în genul ăla? Alex nu poate să facă genul ăsta de farfurii. Are altă bază de gust. Nu o să poată să facă chestia asta după vreo 2-3 ani de mâncare occidentală. Este o farfurie foarte frumoasă, dar este o farfurie pe care Alex a gândit-o mai mult din punct de vedere aspect decât din punct de vedere gust. Mamă, ce slabă e. Da, mă așteptam la altceva. Da, mă așteptam la altfel de gust. Având un aspect foarte minimalist, mă așteptam să aibă explozie de gusturi și fiind foarte multe elemente mici, însă m-a dezamăgit în acest sens, nu a avut gust bun, doar aspectul diferit. Nu prea are sare. Nu are sare? Asta ce mai bă? Dovlecel. Dovlecel. Da, nu-mi place crud. Nu e nici tocăniță, nici tochitură, nici... Eu o să fiu mai răuț un pic. Da. Nu-mi place cum e făcută carnea. Carnea, nu? Da. Oare pentru că e rece sau... Greșeala de aici este așa. Carnea, zici că e din pomana porcului, îmi faci ceapă la ceauna așa... Nu, e din pomana porcului făcută ieri. Că e tare. Da, că e adusă astăzi. E normal că iei ceafă și o faci așa... Asta e singura. Asta e problema. De ce nu fierbi în sos dacă faci tocăniță? Asta o să aibă cea mai mică notă. Ce-ai reinterpretat, mă? Unde-ai trăit tu, bă, băiete? La Vancouver, unde? Deci nu mi-a făcut nimic din ceea ce trebuia să facă. Trebuia să facă gustul de acasă. Păi ce ai, mă? Cine-i bunica ta? Eu nu i-aș da mai mult de 3 cu indulgență. E Alex ăsta, ai grijă. O fi cine o fi, dar bă, când am fost eu corect? Și eu tot așa, tot un 3 cu indulgență. Când am fost eu corect cu ai mei? Uite, m-a dat un 4, Bonica, n-a mai dat 5, a dat 4, ia. Dacă i-a dat 4, înseamnă că nu i-a plăcut, că i-a dat la toate farfurii, i-a dat 5, dar la asta nu i-a plăcut ceva. N-aveam noi astfel de ingrediente. Wow. Da. Deci, mă, uite, soarta mea concurentul ăsta, n-ai ce să-i faci. Bă, sper să nu fie Elena, că ăsta, Riki, nu cred că... De Alex, mă, toată ziua. Băi, bucătarilor, nu mai descompuneți nimic. Compuneți voi ceva ca lumea în farfurie, că mor cu descompusul vostru. Suntem gata de a degusta farfuria cu numărul... 7. 7, da. Am în farfurie gustul de acasă, chiar dacă în texturi diferite, o prezentare diferită, când va fi luată lingura perfectă, oamenii vor fi trimiși acasă, în copilărie. Asta e interesant de tare. Bunuț, mi-a plăcut felul în care a fost gătită carnea, foarte moale, la fel niște elemente puțin mai complicate decât doar două chestii fierte și puse, adică se vede o leacă de străduială față de alte farfurii. Deci n-am nici cea mai mică idee cine poate să fie. E vânătă? E un fel de vânătă, dar ce caută farfuria asta nu știu. Ce caută acolo? Mă așteptam sincer la altfel de mâncărica. Mamă, ceapă murată, păi cum? N-avem noi ceapă murată? Nu era, e chiar gustoasă. Atâta, mi se părea și un pic ceapa aia, dar nu era de acolo. Poate să fie Cătălin. Cătălin? Ar putea fi Cătălin sau Florin. Ar putea fi, nu? Dintre toate tocănițele astea care vreau să fie mai nu știu cum, este o farfurie reușită. Dar putea să fie un pic mai atent la gust. Cărnița a fost super bună. Bună, da. Ca acasă. Ca acasă, fix ca acasă. Dacă am făcut-o, și nu mi se pare nimic. Plating-ul e super, doar că gustul nu e chiar atât de ok. Sunt câțiva concurenți care și-au dat cu stările. Să știi, da. Încearcă să epate. Da, încearcă să-și păstreze un pic dorințele lor de a face chestii sus, aiurea. Aoleu, luateam. Nu vreau zgârciți așa. Bravo, fetiță. 3? Bă, mi-a plăcut băiatul, să știi, obiectiv. Trecem la farfuria următoare. Farfuria cu numărul 8. Asta ce-o fi, ciulama? Sunt foarte emoționat pentru că eu, doar eu sunt, n-am făcut mâncare românească. Nu știu ce e asta. Asta nu e gustul copilăriei mele. E condimentată, ustură copilul. Asta e curry. Te-ai cu orez. E un curry. Cine a mâncat curry când era mic? În copilărie. Da. După orez, Riki ar trebui să fie, dar așa nu știu ce gust e... Să luăm cu lingurița. Are gust de India, nu? N-are nicio treabă cu Japonia. Aici e căli-căli. Deci al nostru japonez a făcut escală, cred că, la Karachi, Mumbai, pe acolo. O consistență așa, cred că a fost cu un pic cam mult amidon, carnea ok, gustul și el așa, dar... Nu știu ce or să zică familiile lor, nu știu ce o să zică despre genul ăsta de mâncare. E bună așa chestia asta, dar nu-i pentru mine gustul copilăriei. Prea picantă, înțelegeți, pentru gustul meu. E mai aparte de ce eu n-am făcut eu niciodată. E interesant. Curry-ul mi-a plăcut foarte mult la gust, mi s-a părut diferit față de celelalte. Eu aș da între 3 și 4. Da, tot așa sunt și eu. Dar gustul, n-am o problemă cu gustul. Consistența e ciudată. Consistența are cam mult amidon. Cred că a legat-o cu mai mult amidon. Valentina aici, un Eric. Japonezii nu pot să frambă, frate, în orez, mă. Și am ajuns la ultima farfurie, cea cu numărul 9. Asta o iau eu. E ultima în fața mea. Asta o să fac. Nu? Copilărie pe farfurie, din punctul meu de vedere. Asta cred toată ziua. Asta e kit? Asta e kit. Ne-a pus pâinic așa, ne-o reglăm, dăm pâine? Asta e kit, frăția mea. Nu e chiar mâncare de mazăre, bă. Care și cartofi. Multă carne. Da, așa făcea și bunica mea, mâncarea de mazăre cu carne, mai băga 3 cartofi, de ce? Legau cartofia. Serios? Da. Uite, că nu știam asta. Asta e gustoasă. Bă, foarte gustoasă, pui-o la fraged, sălățică de aia de castravețe, așa, genul ăsta de mâncare aș fi vrut să-l văd cam prin toate farfuriile. Asta te duce cu gândul la copilărie și practic te duce în casa omului. Senzația asta. Este? Cuvânt, chiar gustul copilăriei. Serios, trebuie să mă duc să inspectez, să văd dacă e. Să cer o părți. Copilărie 100%. Și pâine. Și pâine, da, mazărea, n-ai cum. Poți să aflu cine este autorul acestei spectaculoase farfurii, mazăre cu pui și pâine? Se poate să-mi spuneți? Bravo, mă! Am făcut și eu ca japonezi. Bravo, mă, Kid, bă! Bravo, Kid! Deci este superb, fantastic, incredibil. Bă, un băiat care a înțeles proba, n-a reinterpretat el nimic. Nu. A făcut ce trebuia să facă. E chiar mâncarea copilăriei. Sper să fie a Elenei. Ei îi place pâinea, să vedem. Am emoții. 5. Cea mai gustoasă. Da. Eu cred că Narcisa este farfuria numărul 9. Eu i-aș da 5 la asta, serios. E foarte gustoasă. Foarte gustoasă. Sunt 100% sigură, nu cred că a gătit mazărea cu pâinică și cu castravete. Sper. Adică ar fi culmea să nu fie asta. Aș avea cel mai mare șoc din viața mea și n-aș putea să mai dau ochii cu el vreodată, cred. Eu cred că e chid ăsta, zic eu. Nu? Ați trecut prin 9 preparate, 9 feluri de amintiri culinare diferite. Sper că v-a plăcut. Da, a plăcut. Da. Da. Concluzia primei probe, n-au gătit rău. Cred că se putea mult mai bine. Dacă erau puțin mai atenți și lăsau chestiile astea fandosite un pic deoparte, acum, în momentul ăsta, la proba asta... Cred că următoarea probă va fi mult mai importantă pentru stabilirea clasamentului. Șefi la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.